Bună ziua! Sunt președinta Asociației Agrela, Veronica Rupotică. Lângă mine am doi voluntari care o să prezinte, care sunt studenți. Zi, Roxana. Mă numesc Roxana Stina și sunt student în anul întâi la Finanțe Bănci la Cuzani Iași. Mă numesc Ana Daniela Adriana, sunt studentă la Liceul Național, la Colegiul Național Gheorghe Asachi, clasa 11. Și îl avem lângă noi pe domnul director Tsuvichi. Pe mine mă cunoașteți, bună ziua, bine ați venit. Și căruia îi mulțumim. Și ceilalți profesori care au colaborat în cadrul proiectului Uniți pentru Viață împotriva consumului de droguri, proiect cofinanțat de Consiliul Județean Neamț. Astăzi noi am venit aici la dumneavoastră, avem printre noi și cadre didactice și voi, tinerii elevi din școala CUT și Dumbrava Roșie, o parte care au putut participa, pentru că o parte sunt la ore, nu au timp, din cauza timpului, nu au putut să se sincronizeze cu noi. Noi suntem aici să premiem eforturile voastre de creație antidrog și voluntariatul pe care profesorii, îndrumătorii dumneavoastră, îl fac alături de cei care vă vor binele, de noi voluntarii de la Asociația Agrela și fac voluntariat ca să vă ajute, să vă îndrume, să vă sfătuiască, să nu cădeți în capcana drogului, pentru că atât cât sunteți la școală, voi sunteți protejați de profesorii voștri, de învățătorii voștri și trebuie să fiți pregătiți să înfruntați lumea când ieșiți în afara școlii și să stați departe de droguri. Am să încep cu premiile la concursul de desene, premiile în bani, pentru că premiile în bani au fost numai 5 premii, sunt, nu știu dacă sunt mulți, sunt puține, noi atât am putut să facem, pentru că astea sunt sumele mici pe care putem să le gestionăm. Deci, am să vă citesc. Neagu Ecaterina de la școala CUT este aici? Da. Da. Ai premiul întâi pentru desenele antidrog pe care le-ai făcut. Și îți mulțumesc, n-am să uit niciodată cum ai venit de jos ca să aduci desenele cu colegii tăi. Premiul 2, Ionita Daria. Unde este? Premiul 3, Focșăneanu Gabriela. Ioniță și Focșăneanu, amândouă, ia și diploma la cealaltă colega ta, hai să le-o dai și o să semnați pentru bani, o să vedem cum facem pe un tabel pentru bani. Împărțiți banii, 50 de lei la fiecare, da? Că nu sunt mai mulți. Acum, mai avem încă doi premianți. Este Ghioc, care este acum în clasa 9, am trecut, nu, în primăvară era în clasa, în mai, iunie era în clasa a 8-a de aici, acum este elevă la liceu și este în clasa 9 și o să o chemăm la Asociația Agrela, să o premiem și pe ea cu 50 de lei în bani și cu diplomă. Și pe Tabacaru? Tabacaru. Tabacaru? Ioana. Ioana de la... Școala Dumbrava Roșie. Școala Dumbrava Roșie. Diploma și care le va mâna domnul profesor. Director Tsuvichi Mario. Acum, ca să nu vă ținem foarte mult, eu aș vrea să încep să premier și profesorii voluntari, iar pe profesorii voluntari care sunt prezenți, pe ceilalți am să-i numesc și mai o să continuăm cu voi care ați participat cu desene, că tot ați participat, nu avem premii în bani, dar o să vă dăm mențiuni. Deci, premiul pentru merit deosebit în voluntariat îi revine domnului profesor Marius Tsuvichi, director la școlile Dumbrava Roșie și CUT. Vă mulțumim, domnul profesor! Cu toată inima vă mulțumim și din tot sufletul pentru tot ceea ce faceți, nu numai a sprijini activitățile ONG-urilor în combaterea consumului de droguri și a violenței, dar ce faceți pentru acești tineri minunați pe care aveți în grijă dumneavoastră.
Mulțumesc mult. Doamne învățător Crina Chifu. Doamne profesor Mihaela Zinică. Învățător de două. Acum, sunt foarte mulți colegi ai dumneavoastră care nu sunt prezenți, profesori. Care profesor, sunt în școală, dar sunt la ore. Profesor Nicoleta Orza. Profesor Cociun Orica. Profesor Andreea Bruiană, consilier educativ. Magda Cărare, profesor. Acum va citi domnul profesor și director Țuvichi pe ceilalți. Marius Țuvichi. Mai sunt o serie de colegi, profesori și învățători care nu sunt prezenți aici, deoarece funcționează la alte structuri din Comuna Dumbrava Roșie, dar care și alături de doamna președintă și de voluntari asociației au pus umărul în această activitate de succes sustenabilă și pe care o așteptăm ca și continuitate. Mă refer la domnul profesor Cusoi Constantin, doamna învățătoare Prisăcaru Mariana, doamna profesoară Pătrescu Laura, doamna profesoară Dăscăleanu Draga, doamna învățătoare Plășoianu Elena, doamna învățătoare Manca și Loredana, doamna învățătoare Darie Elena, doamna învățătoare Mardare Elena, doamna învățătoare Cucuruz Carmen, doamna profesor Ghineț Mihaela, domnul profesor Caia Ioan și din rândul personalului didactic auxiliar, domnul informatician Roscaru Alexandru, doamna laborant Grigorescu Dana și nu în ultimul rând, doamna bibliotecară de la Biblioteca Comunală, doamna Schimb. Felicitări și lor, dar încă o dată felicitări vouă, copiilor și asociației. Noi vă mulțumim foarte mult și vă felicităm. Acum, eu am să vă rog, vom continua cu premiile cu mențiuni. Deci diplome de mențiuni pentru toți cei care au participat cu desene și sunteți mulți, că ați fost în total vreo 50 care ați participat și felicitări vouă. Sperăm să colaborăm și data viitoare, când mai facem o selecție de desene și creații antidrog, pe care noi le vom folosi ca material publicitar în broșurile voastre, o să vedeți că astăzi v-am adus niște broșuri. Scoate o broșură, te rog. O să vă arătăm niște broșuri antidrog și antiviolență, unde o să vedeți că sunt imagini din activitățile de la școala CUT și Dumbrava Roșie, da? Aici. Imagini de la CUT și Dumbrava Roșie din activitățile voastre și ale noastre, deci ale noastre împreună. Deci tot așa, materialul publicitar îl vom folosi pentru materiale. Deci desenele voastre vor folosi pentru materiale publicitoare, antidrog și antiviolență și vă fi dat și publicări pe media scrisă și vizuală. Acum, am să o rog pe doamna profesor Lucica Stroici să vină să continue dânsa cu cititul tinerilor care au diplome de mențiuni, iar cele două colegi ale mele voluntare, studentele, voi ridicați mâna sus cine sunteți și vine și vi rămânează ca să câștigăm timp, da? Să nu stăm prea mult. Care sunteți prezenți? Înainte de a va face acest lucru, doamna
profesor Lucica Stroici, unul din vechii noștri voluntari, și domnul director, profesor Marius Civichi, la fel, unul din voluntarii de la Agvila. Înainte de a împărți, aș vrea să vă povestească voluntarele Agvila, cum s-a desfășurat această triere a lucrărilor, ce muncă au avut de făcut. Roxana, te rog. Voi nu trebuie să fiți deloc supărați, pentru că nu ați câștigat. Sunteți niște copii minunați. Noi am muncit foarte mult, pentru că mai multe școli au făcut desene și au câștigat premii în bani. Exact, doar câteva premii. Așa a fost. Nu trebuie să fiți deloc supărați. Fața este că sunteți foarte frumoși, ambițioși și să munciți în continuare. Să nu uitați de unde ați plecat. Și a doua chestie, să aveți grijă cu drogurile astea. Fumatul, alcoolul, drogurile, prietenii, anturajele. Trebuie să aveți foarte mare grijă. Deci, în continuare, să nu fiți deloc supărați. Capul sus și munciți în continuare. Eu am să vă menționez, vreau să o completez, că am văzut că este foarte emoționată Roxana. Sunt și obosiți, pentru că studentele mele voluntare și cu alții 11 am lucrat vineri, sâmbătă și au lucrat și ieri, duminică și eu, ca să selectăm din, cred că au fost peste 100 de desene. Să selectăm, să vedem care sunt cele mai bune. Nu numai asta, multe au fost lipite cu scoci și au trebuit să le desfacă frumos, să nu se rupă desenele. Deci, juriul a fost format din voluntari de la Avila, care nu au avut conflict de interese, înseamnă studenți și voluntari de la alte licee. Plus, noi cei din Agra, care avem un pic de experiență. Vă rog, doamnă. Oricum, sunteți de felicitat toți pentru că v-ați implicat în... Și din cauza aceasta, Agvila v-a pregătit diplome tuturor. Și chiar au remarcat, domnișoarele au avut emoții foarte mari, dar mi-au spus că nu le-a fost foarte greu să aleagă între lucrări. Bine, au fost și de la alte licee lucrări pe care au trebuit să le compare. Și să... Toate au fost foarte bune și așa că meritați aceste diplome din plin. Corpul Albert. Humă Sebastian. Rupaș Denis. Plagi Alexandru. Diaconul Ana Maria, Nacu Crăciun Delia, Marian Daniela, Ana Cosmina, Berbece Ștefan, Cădere Bogdan, Plagie Ela, Manoli Denis, Lăzăruț Dilara, Mihaila Iustina, Moale Simona, Marian Olivia, Bucătariu Cristi, Humă Alexandra. Acești copii sunt din Dumbrava Roșie, Ababei, Lazar, Dâdă, Florea, Dragoș, Mardari, Andreea, Roca, Iulia, în prezent la Liceu de Artă, Duțu Lucian, Apatatei Ana, Spiridon Bianca, Giroveanu Olimpia, Ciorobâncă Patricia, Bucă Andreea, Costache Andrei, Dudu Cosmin, profesorul următor, peste doar, doamna Mihaela Zenica, Nikita Ploin. Onisei Adriana, Ariana. Onisei Melissa, Gârcineanu Laura, Darie Oana Ana, Diaconu Georgiana, Porcaru Florentina, luați voi și dați-i datorii, Marian Andrei, Moșneagul Florin, Vasiliu Mădălina, Marea Narcisa, Plagie Bianca, Miron Georgiana și Ciocoiu Alexia.
Tuțu Lucia. Și ceilalți sunt de la Școala Dumbrava. Da. Asta este de la Dumbrava. Bine. Dragi copii, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte. Toți ați primit premii de participare, premiul 1, 2 sau 3. Acest lucru este mai puțin important pentru voi. Vreau să vă spun că din perspectiva Asociației Agvila și din punctul nostru de vedere, ca și profesori ai școlilor din Dumbrava Roșie, voi toți ați fost pe primul loc, pentru că voi sunteți cei educabili și mesajul antidrog s-a adresat vouă și toți, în egală măsură, indiferent de clasa în care vă aflați sau structura, toți ați fost pe primul loc în ochii noștri. Toți ați fost egali, pe toți vă apreciem și vă mulțumim că ați participat la acest proiect și vă așteptăm împreună cu Asociația la acțiuni ulterioare. Felicitări! Mulțumirile noastre se alătură celor de la Asociația Agvila, se alătură cele ale domnului profesor, director Marius Țuvichi și, în ultimul rând, două cadrul didactic, profesor îndrumător, Zâncă Mihaela, care a coordonat toate activitățile voastre de creație antidrog și o felicităm, îi mulțumim cu toată dragostea și cu toată recunoștința și sperăm ca în continuare să colaborăm. Desigur. Să colaborăm frumos. Îmi pare foarte rău că foarte multe desene de la voi, Dumbrava și Cut, nu au fost semnate. Nu știm cine sunt autorii, sunt anonimi pentru noi și n-am putut să-i premiem. Asta ne pare foarte rău. Dar noi oricum le-am păstrat și într-o zi când vom avea toți un pic de răgaz, vom căuta să individuăm cine sunt autorii acestor desene. Mai mult, elevii de la școala din Izvoare, până mai încoacem puțin, au trimis un desen antidrog. Au trimis un desen antidrog și invitația la colaborare pentru următoarele proiecte ale noastre. Ne face onoare. Asta înseamnă că aveți efectiv suflet de oameni adevărați, pentru că sunteți oameni, nu mai sunteți copii, sunteți adolescenți și ați pășit pe drumul acela de a deveni oameni. Și asta este foarte important pentru noi. Mulțumim doamnei profesor Lucica Stroici și mulțumim tuturor cadrelor didactice și vouă, în primul rând. Vă mulțumim! Evident, dragi copii, mulțumim exact. Doamnei Robotică, doamna președintă a Asociației Agvila, pentru că s-au gândit să ne ia și să vă ia și pe voi în vizor, în sensul bun. Și pentru activitățile deosebite propuse în cadrul acestui proiect. Mulțumim, doamne! Brosuri în care cred că sunteți și voi în imagine. Acolo sunt brosuri cu mesaje și îndrumări antidrog și antiviolență. Deci, și vă rog să le studiați. Să le facă și atunci când aveți nevoie de ajutor, să nu ezitați să ne chemați. Să
mulțumesc colectivului din școala cât și dumneavoastră. Vă mulțumim, dragii mei copii, acum vă rog să faceți o tot cu timpul de sus, că vreau să vă fac o